Bun găsit, doamnelor și domnilor, începe festivalul exclusivităților la Prima TV. Astăzi, la Exclusiv VIP, începem cu binele. După care o să avem foarte multe drame, tragedii, reacții incredibile în legătură cu cazuri publice. O să vedeți exact despre ce este vorba. O să ne distrăm și câteva fete frumoase, dar până atunci mai e mult de văzut. Probabil că fetele frumoase o să le trimit la bucătărie să fim niște misogini, să zicem, femeia la bucătărie. Ca să se bucure și colegul nostru Salomia, care vrea și el puțină cărniță proaspătă și tânără, că asta e viața. La vârsta lui chiar asta e, recomandă și medicul. Până atunci însă, astăzi este ziua unui corifeu și este prietenul nostru și trebuie să-l iubiți, pentru că de fiecare dată când îl vedeți, cu siguranță zâmbiți. Astăzi împlinește o vârstă foarte frumoasă și este alături de noi maestrul Vasile Muraru. La mulți ani, maestre! Mulțumesc din suflet, mulțumesc din suflet. Vreau să vă întreb cum sărbătoriți. Sărbătoriți practic 67 de primăveri, nu? Da, e primăvară permanent în viața mea și asta mă jucam cu... Mi-am florit un trandafir, am schimbat cauciucurile la mașină, adică am sărbătorit din plin. Ai. Deci când ajunge să sărbătorim la vulcanizare, nu e bine. Păi nu, la vulcanizare să schimb cauciucurile de iarnă, că se anunță iarna. Aia e. Deci ziceți că vine iarna, să mă duc și eu mâine. Asta e sfatul medicului. Păi da, acum nu prea e coadă, de asta am vrut să profit. Aia e. Și mai pe seară mai schimbați ceva la casă sau sărbătoriți și dumneavoastră un pic? Mă apuc de spălat, de făcut mâncare, de astea, de recase. Foarte tare. Dar eu bănuiesc că totuși colegii la teatru, între două schimburi de roți și ceva trebăluit în casă, s-au gândit la dumneavoastră. Păi s-au gândit, normal, că am vorbit cu doamna Valentina Petru, ceilalți mi-au trimis mesaje că la telefon nu răspund decât Exclusivitățile și mesaje de, nu dovedești, că e telefonul verde la WhatsApp-uri, la SMS-uri și pe Facebook. Mulțumesc, le mulțumesc din suflet pe directorii de teatre din toată țara și ei. Le-am mulțumit tuturor. Totuși, ce vă doriți la această frumoasă vârstă? Păi, ce să-mi doresc decât sănătate, pace și să ne vedem cât mai des cu prietenii și cu oamenii care ne înțelegem foarte bine. Să-mi văd nepoții mari, asta e important, că am o nepoțică, 2 ani și o lună, și un nepoțel 2 luni. Mă, stați așa, maestre, că dumneavoastră aveți multe să ne povestiți. Deci aveți o nepoțică de 2 luni, deci cu 2 luni de zile... Nu, nepoțelul are 2 luni și nepoțică 2 ani și o lună. Așa, deci dumneavoastră acum 2 luni de zile erați cel mai fericit bunic din lume, nu? Păi da. Păi și cum îl cheamă, domne? Spuneți-ne și nouă Aron. Despre... Aron și pe fată Ilaria. Aron și Ilaria, foarte frumos. Ce fel de bunic sunteți? Adică vă transformați? Că de obicei părinții când ajung bunici, cei care se dedicați familiei se transformă și sunt totalmente dedicați nepoților. Păi da, așa e. Transformările s-au produs, se produc în momentul în care ne vedem și pe Skype, dar în momentul în care ne vedem fizic, atunci e transformarea totală, pentru că asta e viața și noi dăm în mintea copiilor, așa că... E adevărat. E bine că mai dăm în mintea copiilor, că dacă dăm numai mintea adulților la ce se întâmplă pe planeta asta, o luăm razna, nu? O luăm razna, așa e, da. Mulțumesc Dumnezeu că mi-a dat atâta bucurie. Așa este. Dar ei unde stau? Că dacă îi vedeți pe Skype, înseamnă că nu sunt chiar aproape. Păi, nu sunt chiar aproape, dar n-am voie să spun. N-aveți voie să spuneți. Nu ne băgăm. Sunt în România sau pe alte țări de soare pline? Sunt aici, sunt în Europa. În Europa? E bine. Noi suntem o țară, UE e o singură țară. Deci suntem în comunitatea europeană, nu în Schengen, că nu ne dă voie, am înțeles. În Schengen, da, o să aranjăm până la urmă. Da, totul e să când o crește Aron mare, o să fim și noi în Schengen, adică nu e nicio problemă. Păi da, aia e, da. Da. Maestre, nu vă mai ținem. Mulțumesc. Că sunt convins că aveți treabă, nu că vă apucați de sărbătorit. Vă mulțumim foarte mult că ați intrat alături de noi. Domnul Cristios, mulțumesc în primul rând pentru gândul cel bun și pentru felul în care ai fost alături de mine și de colega și de teatrul nostru toată viața.
Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Cu mare bucurie să-i spunem la mulți ani toți acasă în gând. Acum transmiteți un gând bun maestrului Vasile Mureru, așa cum maestrul vă oferă vouă atâtea motive ca să zâmbiți și să vă simțiți mai bine într-o perioadă cam cenușie. Mult succes, maestre, mulțumim. Mulțumesc. Mulțumesc, vă aștept la Teatru Tănase, www.teatrutanase.ro. Așa trebuie să faceți. Intrați pe site-ul Teatrului Tănase, vedeți programul. Doamne ajută, numai bine. Vă pupăm. Mergem mai departe, doamnelor și domnilor, schimbăm registru pentru că rămânem cumva în lumea artistică. De data aceasta vorbim cu Anca Codrescu, fiica lui Constantin Codrescu, a cărei odisee cu familia, cu testamentul, cu războiul, cu cealaltă parte a familiei, ajunge în continuare pe culpi nebănuite ale, aș putea spune, ale suferinței, că ideal ar fi să se înțeleagă. Să rămână, Anca! Ziua bună, ziua bună! Eu tot am sperat în tot acest an că tatăl meu ieri a făcut, am plinit un an de când ne-a părăsit, de când a plecat de dintre noi. După cum bună oară, Vasile Moraru împlinește un an, dar tatăl meu împlinește un an în alt sens, ca să nu mai spun de altă manieră. Tot am așteptat în acest an, după cum a spus doamna Codrescu, că m-a iubit foarte mult și că mai mult decât pe copiii dânsei, tot am sperat să mă sune, să se pună în contact cu mine și să încercăm într-un mod pașnic și să ne înțelegem cum să acceptăm succesiunea și să ne ajutăm. Dar în tot acest timp nu am fost sunată, nu am fost contactată de absolut nimeni. Am zis să las de partea mea, am zis că poate orgoliu sau zic să-l las și să ajung la un pact comun cu restul familiei tatălui meu, dar văd că nu este posibil. Am înviat și un mesaj către Paul Codrescu, băiatul cel mare, fratele cel mare al meu de cruce, să-l întreb cât este masa succesorală, așa, ca o informație și nu mi-a răspuns. A citit mesajul, dar nu mi-a răspuns. Nu știu, o să încerc să atac partea judecătorească, nu o să încerc, deja am reușit. Nu știu când o să fie prima înfățișare, o să fie și dânsii informați că este normal să fie chemați restul care se află în testament, e normal, totul legal, și să împărțim cum trebuia normal pentru bunurile care le avea tatăl meu. Pentru cei care poate că nu sunt la curent cu toate informațiile, Anca, tu ești în testament? În cel de-al doilea, că am găsit 3 testamente cu domnul avocat care l-am avut, dar pot să vă spun o altă informație, că am fost nevoită să-l schimb, fiindcă domnul avocat a tras foarte mult de timp și deja timpul mă presiona, că tatăl meu a împlinit un an deja. Dosarul deja este băgat în de o lună de zile, dar știți cum sunt procedurile, deci întârzie un pic mai mult, dar numărul de la dosar îl avem, deci așa că din acest punct de vedere pot să stau liniștită, să zic între ghilimele, că nu aș fi vrut în acest mod să o spun. În primul testament nu sunt, în al doilea, după cum colega dumneavoastră Tatiana, cred că deja sunteți în posesia testamentelor, da? Da. Mi-a dat alături de cei 2 copii ai mei un apartament, o garsonieră de doamna Chica, mi se pare că e adresa în București, dar tot tatăl meu m-a informat și cu soția actuală a tatălui meu, adică soția văduva a tatălui meu, că a fost vândut. Deci eu nu știu cum a putut să-mi lase în testament un imobil care nu a fost în regulă, actele, sau deci nu pot să mă exprim cum a fost vândut, fără ca eu să fiu informată, sau tatăl meu, că nici tatăl meu nu a știut, s-a informat din alte persoane, prin alte persoane. În ultimul testament nu mă aflu nici eu, nici frații mei vitregi. Se află decât soția văduva tatălui meu, unde spune că îi lasă toate bunurile și drepturile de autor dânsei. Bun. Teoretic, acest ultim testament este cel care ar trebui să primeze, nu? După cum mi-a spus domnul avocat, noi am atacat cele 3 testamente. Deci sunt valabile toate cele 3. Sunt puse în diferite birouri notariale, ca să vedeți ce
Am înțeles. Dar dacă au dispărut și... Mai am două întrebări. Dacă au dispărut și ceilalți frați, nu vă adunați voi să încercați să faceți o acțiune comună? Nu, eu cred că ceilalți doi frați, Vito Gemi, nu o să facă lucrul acesta, fiindcă este mama lor. Ah. Da, deci prin dânsa îi rămâne tot, le rămâne la ambii, mă înțelegeți? Deci nu cred că o să facă. Ei au acceptat, v-am spus, după cum știți din ultima emisiune care am intrat cu dumneavoastră, au acceptat la nicio lună de zile succesiunea în aceeași zi, în aceeași oră. Da? Da. Așadar, Anca, povestea asta va fi de lungă durată și se pare că restul familiei are un țel care este total diferit de țelul tău. Eu aș fi dorit să fi fost în comun. Ce adevărat, o familie. Da. Dar eu pur și simplu am fost exclusă de această familie de ani buni. Copiii mei nu au știut de bunicul lor. Nu am fost pur și simplu incluși în tot ceea ce s-a întâmplat în viața tatălui meu. Ce pot să vă spun? Tata nu avea o poză cu copiii mei, cu mine în casă. Deci, singurii care erau prezenți prin apartamentul unde tata a desăvârșit ultimii ani de viața dânsului, copiii fraților mei vitregi, dânsal, pur și simplu, cu mine, copiii mei, nu eram prezenți. Da. Aș fi curios ce spune și distinsa văduvă a maestrului Constantin Codrescu. Poate sigur. Regia încearcă să o contacteze în această după amiază, ca să avem un punct de vedere. Anca, sigur. Îți ținem pumnii să câștige adevărul și sigur. Cel mai important este să fie drept. De asta, de fapt, e cel mai important. Eu așa aș fi dorit. Eu încă am avut speranța până în ultimul moment că o să mă sune și o să mă contacteze, să-mi spună, Ancuța, hai să o facem de forma asta, ca să nu mai ieșim nici public și să nu mai ne vorbească nici lumea, că știți că e și lume bună și lume rea, care vorbește și pro și contra. Da. Dar... Ar fi fost bine ca numele lui Constantin Codrescu să fie doar la Cine Maraton, la colegii noștri care dau filme absolut senzaționale. Exact. Din păcate, trebuie să trecem și la subiecte de... care miros a scandal până la urmă. Toate exact. Bune, Anca, mulțumim foarte mult. După așa pauză, bine. Toate cele bune. După pauză, alte situații incredibile. O să dăm și de ruletă imediat să ne distrăm. Stați cu noi. Da, doamnelor și domnilor, suntem bine. Nu-mi tăiați capul, mă, că n-am făcut nimic. Ce aici, Vlad Țepeș? Da, doamnelor și domnilor. Georgică? Tu te așa către bucătărie, spune cum o găsești pe invitata noastră. Uitați-vă și dumneavoastră. Hai mă că mă găsit cu microfon. Uite-te în ochii mei, aici. Vă rog frumos să înțelegeți că orice microfon are și el un stativ. Știați că prietena noastră Dana a zisă și DJ Hara poate fi un stativ uman, în sensul în care microfonul să fie într-un loc pe care, nu știu de ce, mulți bărbați l-ar vedea cu un totul alt rol decât stativ pentru microfon, nu? Sau dimpotrivă? Zici și tu ceva, nu te uita așa la mine. Scuze. Sau mă ascultai așa, vorbeam frumos, da, nu? Da, vorbeai foarte frumos, ai, da. Așa, ai dulceață în glas, cum spun lăutarii. Doamne, Dumnezeule! Eu nu știam. Băgați viori! Eu eram atât de concentrată că aștept varza și mămăliga. Pe mine și... mă băgați în film deja, eram acolo cu tine, Cristi. Da, și vorbeam despre lucruri și tu vorbeai așa frumos și eu am să pun microfonul. N-aș fi putut să iau și un microfon. Doamnelor și domnilor, eu m-am hotărât să-l fac fericit pe băiatul ăsta, care în momentul în care are din când în când, din păcate nu atât de des pe cât și-ar dori mușchiul lui, o fată bine pregătită cum este Dana, să stea lângă el în bucătărie și să-i arate el, înțelegeți? Să pună mâna pe cărniță, adică pe cărnița asta, și să o facă varză, cum ar fi, de exemplu. Înțelegeți? Ce ai tu de gând să gătești astăzi? Cristi, astăzi vom pregăti o varză călită, rețeta bunicii mele, cu costiță afumată și vom face și niște scovergi cu dulceată de căpșuni. Ce faci, adică ceva dulce pentru... Aștept mâncarea, dacă tot mă întrebi. Da? Da. Tu mănânci? Eu mănânc, da, dar uite, astăzi n-am mâncat nimic. Bă, mint, bă, toate fetele astea vin. Jur, mănânc. Vezi mănânc, că acum... Mănânc, dar vezi că la arte ieri am mâncat șaorma.
Alaltair. Alaltair, da. Și după aia de... am mâncat nimic. Aia zic. La revedere. Da. Și mai ai de Iași acum? Nu mă. Da. Zim cum faci varza să știe fata dacă așteaptă sau să își comandă. Deci, de la... eu la 2 kg de varză murată am folosit 2 cepe. Ceapa este opțională. Mie îmi place să pun ceapă, deoarece varza mea murată era un pic cam acrișoară, așa ea dă un pic între de duceață. Între intim se numește cepuță. Da. Cepuță, da. Așa. O să adaug și vreo 2-3 dinguri de pastă de tomate, cimbrișor, foi de dafin. Ce zici, bă, cimbrișor? N-are voie să fie și el cimbru? Nu, pentru că ăsta chiar e cimbrișor, cimbrișor proaspăt. Am înțeles, gata, gata, gata. Da. Detalii, da. Dacă aș fi la emisiunea aia cu aia 3 bucătare, aș înțelege. Și cu chestiile astea... Costita s-a afumat, am călit-o puțin înainte. A servit. Da, 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 s-a desfurcat. Am până la Crăciun, gata. Un pahar de vin, vezi că eu n-am stat degeaba. Unde e la tine? Nu i-am mai discutat în spate, în spate mi-a dat. În spate? La protocol, da. Vă voi beți în instituția asta? În atenția patronatului, doamnelor și domnilor. Doar invitații. Doar invitații. El este... a zis că a băut acasă. Vă rog frumos, dezavuez și este o minciună ordinară. Să înceapă o anchetă internă. Miros de varză. Vină cu acea femeie, stă mai sta acolo. Mergem acolo? Nu, no, e... Stai acolo la bucătărie. A fost de câvrăjeală, că a venit pentru mine. Și acum, doamnelor și domnilor, să începem emisiunea. Bună, stai locului. Ești maritată? Nu. Urmează, că te-ai împiedicat. Da, vii la nuntă. Că aici s-a... Păi da, acum, dacă în studioul meu s-a tăiat pamblica, cum ar fi... Și acum să începem și noi emisiunea pe cora, cum trebuia să fie cu 3 minute. Bun găsit, da. Bine te-am Bună. Găsit. De când nu te-am mai văzut, stai jos. Oh. Da. Stai să mă așez cu 3 minute de când erai lângă varză. Să nu cresc audiența, să mă prăvălesc pe aici. Auzi, acum... Ce n-ar fi rău dacă mă întreb? Poate să ne ridice și nouă audiența un pic acum, că nu... Da? Da. Vrei? Dar nu așa să fie fake, că noi nu facem fake. Hai să mai intrăm o dată. Vrei să mai intri o dată? Ce să și fac? Crezi că pot să... Mă străduiesc acum. Doamnelor și domnilor, intrarea Danei DJ Hara în emisiune, dubla 2. Hai, vină încoace așa. Deci tot de aici plecăm. Eu tot așa te duc, te duc, că am zis că te duc. Așa, și acum, așa. Băi, băi, iatule, băi, cări. Băi. Doamne Dumnezeule, Doamne. Cât vin ia-ți damă în culise. Da, vă rog frumos. Mai bine mulțumesc. Mulțumesc pentru oară. Această oportunitate. Da, da, da. Ce, s-a revărsat? Mă mai cade. De la o vârstă încolo mai păi, cade. Noi fetele cu un, nu știu, un zestrate de la Dumnezeu, avem o problemă, pentru că în partea de sus suntem M. Auzi, și în partea de jos suntem S. Ești înzestrată sau ai mai fost și pe la nenea doctor? Nu, nu, am fost la nenea doctor doar ca să mențin înzestrarea. Am înțeles. Adică dar să se am... țină la un nivel da, superior. Da, da, nu am, n-am înzestrat mai mult, că îmi rupeam coloana. Am înțeles. Deci vă rog frumos, nu vă rupeți coloana sau nu vă rupeți gâturile după ea, cum ar fi... Ba da, asta da, a doua variantă, da. Chiar vă rog. Eu... Hai mă, da, chiar așa cu... Da, uitați-vă și dumneavoastră, acestea sunt elementele... Care constituie persoana pe care o vedeți aici, altfel, vedeți, ea mai e și business așa din când în când, când privește aprig la cameră, înțelegi, dar în rest, uite, e chiar la noi data trecută și-a pus tocuri, acum și de ce nu și-a pus tocuri? Ia spune de ce nu ți-ai pus tocuri. Am auzit că avem o roată de asta aici. Te vom trage în roată, te vom chinui. Exact. E, asta și e. Și am zis, domnule, cine știe ce-mi pică la roata aia, măcar să fiu pregătită, să nu rup pantofi. Fiind de altceva, că eu dacă pic nu. E ok, adică uite, de exemplu, nu știu, Alexandra Verinciuc s-a descălțat, dar... No, nu, nu există. Eu ascult o doamnă care se numește Dana Budan și a zis, bă, indiferent de cât te doare, nu te descalți. Nu-ți dai sacou jos și nu te descalți. Da, domnul Becali, care a declarat aseară că el conduce la drum lung numai desculți și când se duce în benzinărie, nu se mai încalță. De-aia a apărut poza cu domnul Becali desculți în benzinărie, că domnul Becali nu conduce încălțat. La banii lui domnul Becali... Nu-l interesează pe domnul Becali de Dana Budeanu la nivelul lui, da. Dacă un bogat merge desculți, e un bogat excentric. Dacă un sărac merge desculți, e sărac. Un sărac, da. Așa că... Îngrozitoare și amară eu constatare. Eu nu vreau să par sărac, ai ideea. Am înțeles. Deci, vă rog frumos, lăsați fata, deși o fată care apare desculță, poate să fie sexy sau interesantă, cum era și distinsa Cezaria Evora, care nu era vreo frumusețe, dacă deschidea gura să termina treaba. Punem întrebările. Este momentul, doamnelor și domnilor. Test fulger pentru DJ Hara. Bă, cine a inventat radioul? Un om care își dorea să asculte și alte păreri în afară de cele personale. Nume și prenume. N-am. Se numește Marconi. Guglielmo Marconi. Ha, ha, ne vom juca cu ea.
care este marginea universului? Zarea. Nu băutura. Nu băutura, mă gândeam. Zare, e în zare. În zare? Dar zările nu sunt nesfârșite. Ba, când teoretic duci, așa ar trebui. Când ajungi la zarea, nu e mai încolo. Ba, da. Aia e treaba, deci e nesfârșit, da. Ce culoare au oglinzile? Pe duiu. Spate negre. Noi privim adevărul în față, nu stăm să la spate așa să în față, cred că depinde de ce e în față, ei nu știu ce culoare are, cred că e incoloră. Când te uiți tu la tine, are față șatena. Depinde ta, de nu? Zi, dacă am mă înțeles. Întrebi. Da? Astăzi ce culoare are? Aoleu, nu vrei să știi ce zi azi am este cum azi. Spune englezii, blue. Blue? Adică tristă? A, nu o tristuță, doar obosită. Dar ce ai făcut, dragă, seara? Aseară am dormit, dar în weekend aia am e, avut... Nu mai dormi atâta, că ți-ți dăunează. Am avut 7 evenimente weekendul acesta. Cum faci față, nene? Băi, dar... sinceră să fiu, nu știu. Auzi, dar câte ore trebuie să stai la un eveniment? Depinde de eveniment. O oră jumate, două, depinde. Am înțeles. Dar am făcut și o firmă de organizare evenimente, că m-am gândit eu așa, bă, dar eu am niște timp liber, ce Dumnezeu să fac cu el? Și am făcut firma asta de organizare evenimente și bineînțeles că acum trebuie să mă împart între evenimentele mele și... Am înțeles, unde trebuie să fii și în organizare. Da. Oglinda are, de fapt, o culoare albă cu ușoră nuanță de verde, nu este argintie sau fără culoare. Du-te, pam, pam. Cine a spus prostiile astea, a văzut culori. Ia veniți, mă, cu goagălul ăsta. Există. Goagălei! Nu există. Ia uzi, argintie. Nu e albă cu doamna verde, producătoare, galben. Vorbiți, domne, cu bucătarul, că nu știe ce vorbește, domne. Auzi, oglinda ale culoare. Mai lipsește să spună că... Iată-mă pe goagăl. Ai telefonul la tine? Pune mâna, lasă varza aia, că varză te faci. O cărămidă costă un leu? Da. Și încă jumătate de cărămidă. Te rog, reformulează. Câți lei costă o cărămidă? Mi-a dat matematică. Cavaj, gura voastră, ești la școală, n-am fost bună. O cărămidă deci, costă un leu? Un leu jumate. Și încă jumătate de cărămidă, cât costă? Da. Un leu jumate. Da. 14 iulie este ziua Franței. În ce popor din Asia mai există această zi? În Filipine. Alb, albastră sau argintie? Păi ești nebun. Va da șahmat asta, mică mă, că ați spus că... Pentru că am mixat... Am mixat la festivalul din Filipine, care înnobilează această sărbătoare, intrarea Filipinei în creștinism și în, cumva, colonia franceză a făcut posibilă această și intrarea filipinezelor în România, care odată ce au intrat, ies mai greu. Ne-au distrus. Ne-au distrus. Nu toate, dar unele dintre ele mai pe... Că sunt niște fete atât de... Unele. Da, unele. E, uite, sau... Bella Santiago n-am nimic cu ea. E o artistă respectabilă din Filipine. Dar la bune am oarecare dubii la unele dintre ele. Da, nu știu, ne fiind pusă în poziția de a avea nevoie de o chiar bună... Chiar așa, n-ai și tu nevoie de o bună de când în când? Nu. Sau până la ce? A, gata, s-ai caz clasat în viața asta? Nu, nu, nu. Păi și nu. Atunci? A, nu știu... Cât o mai copilărești așa? Na, nu e de copilărie. Mi se pare, am momente când zic hai măi că e ok, încă mă gândesc la asta și am momente când cred că e ușor cam târziu. Oscilez de la zi la zi. Nu știu ce să zic. Poți să devin nepoliticos? Te rog. Câți ani ai? 40. Știi la câți ani a făcut un copil Ramon Abadescu? Nu. 50. Măi, eu n-am nimic cu nimeni, dar... Deci se poate. Eu știu că se poate, doar că energia... Mă rog, sunt multe discuții pe acolo. Pe scurt am încheiat subiectul, da. Că nu-i genul programului, am înțeles. Deci 14 iulie ați crezut că... Sigur că era o poantă în sensul care 14 iulie există în orice calendar. Dar la... Va da șahmat cu Filipine, să nebunesc. Bravo, dragă. Hai, vină încoace. Vezi, poate te mai împiedici odată, poate de mărit, te măriți dacă, mamă, nu te-ai hotărât încă. Ce fac, dau? Da, să vedem ce se întâmplă. Stai locului. Ați văzut cum a sărit? A crezut că sare la om. Ai văzut? Deci a văzut și de la s-a Craiova, am din alea, știi? Păi ce aveți, bă, la ce? Ce-a făcut? Ce-a? Sumo! Bravo! Bravo! No! Stai! Stai, mă, că e sumo, mă, gata, mă. Ce asta? Ce înseamnă sumo? Păi o să ne distrăm. Ce fac? O să punem un costum pe tine.
Și va trebui cu domnul bucătar să încerci să-l dobori pe bucătar. Nu poți să-mi dai pe altcineva ca să ne dea și mâncare după? Te rog. Nu, lasă că el în fișa postului, dacă nu termină mâncarea, nu-l plătim azi. Deci e interesul lui să se dea bătut. Ah, ok. Da? E bine. Okay. Deci vă rugăm să poftiți aici. Deci, uite, ce faci, mă țin și eu după, nu te-ai mai bătut cu... Păi, asta e, mă. Deci, cum să vă spun? Haideți să vă explic. Obișnuiește-te cu poșa. Deci, colegul nostru, Adrian, de când a auzit că vine Dana, a zis că el și-ar dori o luptă corp la corp. Și iată deci că lucrurile acestea se întâmplă. Deci, săptămâna trecută îmi dorești treaba asta, că mi-a spus și atunci că o să vină, dar nu a mai venit. Eu zic să luăm o pauză de publicitate, acum. Până atunci însă, doamnelor și domnilor, dar ce s-a mai întâmplat la cursa iubirii care este... Mă, tu dormi acolo, ce faci? M-a zis să mă obișnuiesc cu podeaua. Dar nu e aia podeaua, dar tu poți să te obișnuiești. Ah, ok. Da, uite, acolo o să fii în cercul magic acolo. Dar altfel, nu că, o să ai un acoperământ, nu te lăsăm așa goală, da? Mulțumesc. Ai văzut? Bine, o să par puțin umflată, dar asta este... Nu-i problemă, că am mai fost. Bun, deci, doamnelor și domnilor, cursa iubirii, sâmbătă la ora 8, duminică la ora 22. Ce s-a mai întâmplat? Teribil! Uitați-vă! Asta e o cutie de ceva, dar nu știu ce. Ia, dă să văd și eu. Ferească Dumnezeu. E un fel de ceas? Nu știu, cred că i-am stricat ceva. E un ceas. Corect, ceas. Mai asta? E ceva? Hai, copii. Asta e stick, nu? Ia vezi, Iure, ce e asta? Dă-mi mâna. Unde-i mâna? Ia uite. Nu este. A, asta e de aia de, dai de țânțari, de muște. Da, cum se cheamă? Pliscătoare de muște. A zis-o, e ok. Un USB. De mult am zis. Și mai dăm, mai e ceva. Ia vezi, asta ce e? Nu știu. Asta? Asta e o carte. Nu? Ce carte? Uf, camion, de damă, de dreptă, de rog. Asta e, carte de joc. Ori ești clar, văzătorul nu ești. Carte de joc, de ceva. Da, doamnelor și domnilor, legați la ochi, au făcut diverse chestii foarte interesante acolo la emisiunea prezentată de fratele Cove. Pe de altă parte, aș vrea să știu care dintre... Pune microfonul înapoi acolo. Că uit tot timpul când ești în publicitate. Doamnelor și domnilor, Adrian s-a rugat la Dumnezeu să nu-i mai meargă la lavaliera și să fie nevoit să vorbească la microfonul Danei ca să explice cum e rețeta de varză. Numai că Dumnezeu e bun și drept și a zis că e lăsat a secului, măgarule, așa că lăsăm fata în pace, da? Băiatul ăsta de la sunet nu mă ajută și pe mine deloc. Bravo, mă, dar cine a zis că vreau să fiu lăsat în pace? Ia să luăm, deci hai să dăm un material. Până atunci vă rog, dați drumul la camere și să vedeți după aia ce material avem. Doamnelor și domnilor, Dinu Maxer a fost la un eveniment foarte frumos, cu conținut caritabil, timp în care aceste 4 minute DJ Hara nu va fi lăsată în pace. Acu să te văd. Ne întoarcem. Bună seara, bună seara! Bună seara, bine ați venit într-un loc mai puțin obișnuit pentru noi, fiindcă suntem la gala Consiliului Național al Dizabilității din România. Un loc mai puțin monden și de cu totul altă factură. Spune-ne, te rog, despre ce este vorba? Vă spun cu începutul. Din primii ani cu AXA am participat la manifestări și spectacole, concerte de binefacere în favoarea oamenilor cu tot felul de probleme. De la probleme din naștere până la probleme care au apărut de-a lungul vieții. Și am cultivat cumva în mine acest sentiment de altruism, de empatie, de prietenie chiar. Și anii au demonstrat, fiindcă undeva după 2010 m-am împrietenit și a devenit cel mai bun prieten al meu mulți ani de zile, un băiat, cel mai optimist om din lume, care de la 20 de ani
este într-un scaun cu rotile, dar este un om care știe să zâmbească tot timpul și un om care știe să conducă o afacere extrem de prosperă în domeniul muzical, că așa ne-am și împrietenit. Fantastic! Și ce ai învățat de la el? Am învățat, evident, că trebuie să zâmbim, că nu contează cum suntem, contează ce facem pentru a fi. Și am învățat altruismul, fiindcă cu toate că el e un om care ar trebui să-i se facă favoruri, el face favoruri altora. Evenimentul de astăzi înseamnă un moment unic pentru mine, deoarece voi fi numit brand ambasadorul Consiliului Național al Dizabilității din România și sper să-i ajut, fiindcă ei sprijină foarte mulți artiști în domeniul muzical. Așadar, chiar m-am gândit la o surpriză, să facem un proiect pentru unul dintre ei, cel care probabil mă va impresiona cel mai mult. Și aici pot să-i numesc, dacă îmi permiți, câștigătoarea România au talent, este vorba despre Lorelai Moșneguțu, de asemenea o voce care m-a impresionat de fiecare dată când am auzit-o la televizor, e vorba despre Ioan Man și mulți alții care sunt aici prezenți și care sunt sprijiniți de acest consiliu, iar faptul că sunt mulți care reușesc, mie mi se pare incredibil. Eu sunt de acord cu tot ce spune el. Nu-l contrazic. Nu-l contrazic și mă bucur foarte mult că pot să fiu alături de el în această seară când este numit brand ambasador. Mă simt foarte norocoasă și foarte mândră că am așa un iubit. Vă completați unul pe celălalt din ce observ? Ne completăm, ne sprijinăm și ne potențăm. Cred că asta este unul dintre lucrurile cele mai importante. Și culmea este că din comentariile oamenilor, fiindcă am început să citesc și comentarii din cauza ei, am observat că oamenii observă acest lucru și chiar spunându-l ei devine mult mai important pentru noi. În aplauzele dumneavoastră îl așteptăm pe Tinu Marță! Veste!
penal care s-a deschis cu privire la clinică și la cei care au contribuit la moartea regretatului Mățu Stoian. Și în cursul verii am primit o adresă de la poliția Caraș, prin care eram înștiințată că au fost formulate niște obiecțiuni față de raportul de expertiză și să formulez și eu o completare a acestor obiecțiuni. Am formulat și o completare și am așteptat data de 1 octombrie, când trebuia să primesc raportul de expertiză de la medicina legală din Timișoara. Am așteptat, a trecut octombrie, a trecut, uitați, noiembrie, și în cele din urmă am luat legătura cu polițistul care se ocupă de dosar. Și am aflat un lucru foarte interesant. După ce ne-au fost trimise și mie și părții inculpate, ne-au trimis aceste obiecțiuni formulate și de către poliție, partea, medicul care s-a ocupat de Mățu Stoian la camera hiperbară, a făcut o reclamație, motiv pentru care procurorul de la Caraș a luat dosarul și de 2 luni de zile dosarul zace în birou la procuror. Dar ce fel de reclamație a făcut și de ce dosarul zace, doamnă? Păi vă spun de ce. E o practică pe care am constatat-o în mai multe cazuri. Când anchetatorii vor să salveze un infractor, un inculpat, un indiferent ce poate să fie un element negativ, atunci ce fac ei? Țin dosarul în dulap luni, ani de zile până se prescrie. Și să știți că nu numai în cazul Mățu Stoian s-a întâmplat așa, și în dosarul Caracal la fel s-a făcut. Era cât paci să aflăm cine este implicat în dispariția lui Zemelencu, și procurorul de la Dicot a blocat iarăși dosarul. De 2 ori tribunalul a trimis dosarul înapoi pentru identificarea telefoanelor lui Zemelencu și de 2 ori procurorul a blocat dosarul și a refuzat să caute telefonul. Hey, da. Aici la Mățu Stoian la fel. Deci putem spune că cineva dorește mușamalizarea acestei anchete și a procesului legat de împrejurările morții lui Petrică Mățu Stoian? Da, categoric aici. Pentru că societatea funcționează în continuare și, din câte știu eu, nu numai Mățu Stoian a fost victima practicilor de la această societate, ci mai mulți au mai existat asemenea persoane, poate unele n-au decedat, dar să știți că au mai existat. Se vorbește de existența și mai multor. Uitați, vă dau citire obiecțiunii formulate de către polițistul de caz. A întrebat, vis-a-vis de diagnosticul pe care l-avea Mățu Stoian și care nu constituia un secret, afecțiune cardiacă stadiul 2, insuficiență cardiacă stadiul 2, în recomandarea pentru camera hiperbară apare interdicție pentru asemenea afecțiuni. Nu avea voie să intre în camera hiperbară din cauza afecțiunii cardiace pe care o avea. Ei, și-a întrebat polițistul, nu constituie o culpă? Tu ca medic știi că pacientul din fața ta are o insuficiență cardiacă în stadiul avansat și tu îl bagi la camera hiperbară. Și așteptam să ne spună medicina legală dacă constituie sau nu constituie un argument pentru inculparea persoanei vinovate. Și când au văzut că aceasta este obiecțiunea, în momentul acela au anunțat procurorul și procurorul i-a cerut dosarul polițistului și de atunci, de aproape 2 luni de zile, dosarul zace în biroul procurorului. Și mai trece un an, și la un moment dat ne trezim, cum mă uitam acum pe net, am văzut că la în alta curte plouă cu achitări pe prescripție. Pentru că atunci când au interes să scape pe cineva, țin dosarul până când putrezește acolo în birou la procurori, la polițiști. Și numai ce face tu ca... Da. Sunt amănunte incendiare pe care le oferiți, doamna avocat, prin urmare... Să știți că sunt multe din astea făcute. Dar cum am putea să... CSM-ul nu ia măsuri.
auziți? Haideți să vă întreb ceva. Acum, da. Noi nu trebuie să ne îndoim de buna credință a procurorului. Dar puteți să-mi explicați cum se poate așa ceva? Cui folosește lucrul acesta? Cum ne explicăm toate aceste întârzieri? Pe lipsa această întârziere se are o explicație acolo, la nivelul localității, la nivelul județului Caraș. Această clinică era gestionată de către niște oficialități de la nivelul de sus, adică miniștri, oameni cu influență. Oameni cu o influență foarte mare. Se plăteau niște sume foarte mari de bani pentru a se ajunge la acea clinică, reclama pe care o făceau. Ei, și bineînțeles, procurorii, mai ales e armata aceasta de procurori și de judecători tineri, care nu au experiența vieții și fac toate, sunt ușor de manipulat. Să știți că la ora actuală, corupția nu mai este atât de mare materială, cât este morală a magistraților. Adică sunt foarte ușor de direcționat de către anumite persoane răuvoitoare. Și pentru a funcționa clinica în continuare, vă dau un exemplu. Știți că a fost sancționată cu o amendă contravențională pentru două fapte. Amenda s-a înjumătățit, s-a considerat că a funcționat dintr-un anume punct de vedere corect clinica, dar de fapt nu a funcționat absolut deloc corect. Da. Și uitați, așa se întâmplă. Sigur. V-am spus și în cazul Caracal, la fel se întâmplă. Deci sunt cazuri care sunt direcționate într-o anumită direcție. Sunt blocate intenționat aceste cazuri. Și cazul Mățu Stoian, și cazul Caracal, și cazul Crevenia. Să știți, uitați, vă spun pentru cultura dumneavoastră, pentru informare. Poate oamenii sunt interesați. Să știți că există o legătură între cazul Caracal și cazul Crevenia. Adică? Cine, eu cunoscând cazul Caracal atât de bine și văzând, știți că sunt urmărită penal pentru tentativă de omor? Nu, dar în ce situație? Ei, adică cum? În cazul Caracal am fost reclamată de către Dincă acum un an de zile, la cererea celor care îl dirijează, să mă reclame pentru tentativă de omor. Pentru această pentru acest motiv, procuroarea nu a mai administrat probe în ceea ce privește cazul Luiza Melencu, procuroarea de la parchetul Curții de Apel Craiova. Și gândiți-vă că de un an de zile sunt urmărită pentru tentativă de omor. Am încercat, i-am trimis niște prafuri într-un plic lui Dincă și am încercat să-l omor. Da, doamnă, da. Adică, cum zice domnul Dincă, onor încarcerat, că dumneavoastră ați încercat să-l omorâți, că nu mă prind, adică cum ați făcut? Adică cum ați fi făcut? Deci, Dincă a fost instruit să facă plângere penală împotriva mea, a judecătoarei Cotoi și a avocatului Voinea. Cei doi, Cotoi și Voinea, au decedat la interval de 2 luni și când am vrut... i-am cerut procurarei de caz: doamne, vă rog frumos, faceți cercetări și în ceea ce privește dispariția telefonului Luizei Melencu. Eu peste tot încerc să aflu unde e telefonul Luizei Melencu, unde a funcționat luni de zile după dispariție. Și îmi spune procurarea de la Jemboiu, de la parchetul Curții de Apel Craiova: nu pot să mai administrez probe pentru că trebuie să vă cercetez pe dumneavoastră că aveți plângere pentru tentativă de omor. Cum? I-a trimis un plic lui domnul Dincă. Doamne, nu i-am trimis niciun plic. Procurarea îmi zice: dați-mi plicul care l-a trimis. Doamne, păi dacă l-aș fi trimis, trebuia să fie la Dincă, luați-l de la el, nu mi-l cereți mie, că nu-l mai am dacă l-am trimis. Da, da. Dar eu nu i-am trimis niciun plic. Da. Așa. Și de atunci, din februarie, de fapt din decembrie 2022, eu tot aștept să văd ce se întâmplă cu cercetarea mea pentru tentativă de omor. Între timp am aflat că nici măcar nu mai este, n-ar mai fi dosarul prin birourile procurarei, pe undeva pe la distruge. Dar numai ca să mă blocheze, să nu mai fac niciun fel de cercetări. Altceva, tot de la dosarul Caracal, să vă mai spun încă una bună. Am verificat dosarul, plângerea pentru tâlhărie, făcută în 16 iunie 2020, la indicația judecătoarei Cotoi.
Știți ce acte s-au făcut în acest dosar, care durează de 3 ani și jumătate? La ultima prezentare în instanță, pentru că se blochează dosarul, singurul act care există redactat de către procurori este plângere la barou împotriva lui Carmen Ovărșanu. În 3 ani și jumătate. Deci așa fac procurorii corupți când vor să blocheze dosarele. Auziți, dar dumneavoastră a spus o întrebare foarte... Singurul act de urmărire penală în dosarul Caracal 2, așa poate fi numit, este plângerea procurorului Todoran împotriva lui Carmen Obărșanu, că l-a făcut pe procuror Bou. Doamnă, vă rog să reformulați, că nu-i frumos. Nu reformulați, că așa e făcută plângerea, așa scrie acolo. Am înțeles. Doamna Obărșanu l-a făcut pe domnul procuror Bou. Da. Așteptăm acum și... Asta evident... e. Audiatul et altera pars, adică încercăm să auzim și părțile celelalte în momentul în care vom avea reacții, că colegii mei o să încerce să afle, dar într-adevăr un minut, 30 secunde mai stau în acest caz. Dacă acel telefon a mai funcționat mult timp, înseamnă că cineva l-a pus la încărcat, nu? Telefonul lui Zeimelenko. Dar sigur, era parolat. Da, era l-a pus parolat. La încărcat. Cine l-a fi pus? Ca așa, domne, da, s-a pierdut. Da, și nu vor să se afle. Da. Nu, bine. Doamne, nu vor să afle. Dar știți că Dincă mă sună? Știți că mă sună Dincă și îmi spune: doamna avocat, m-a păcălit moldovan. Asta îmi spune Dincă la telefon. M-a sunat și joi și mi-a zis: m-a păcălit moldovan. L-a păcălit în sensul în care va deveni o victimă sau cum? Nu, l-a păcălit spunându-i că va obține achitarea lui avocatul familiei Măceșanu. Am înțeles. Ați înțeles, cred că. Da, da, am înțeles. Doamnă, revenim puțin la situația cu Petrică Mățu Stoian. Deci în momentul acesta spuneți că dosarul zace de 2 luni în urma obiecțiunilor polițistului. În legătură cu domnul Gușman, cel care era lângă Petrică, da, lucrurile cum mai stau? Ce noutăți mai sunt? Că la un moment dat surorile aveau o opinie destul de, adică mai aspră în legătură cu el. La un moment dat aflasem că cumva s-au mai liniștit apele. Care sunt, care e situația acum? Nu am mai avut niciun contact cei din familia lui Mățu Stoian cu domnul Gușman. A rămas dosarul la o secție de poliție din Craiova. Iar surorile lui Mățu Stoian au făcut parastas, au făcut acea troieniță, s-au ocupat de memoria al fratelui lor. Ele sunt surorile, ele reprezintă familia, ele e nepoata acolo. Da. Deci nu trebuie să minut... confundăm... Da. Da? În ultimul minut, doamna Obărșanu, colegii mei documentând cazul mi-au spus că, ceea ce scrie și pe burtieră, că familia le acuză pe domnul Gușman că ar fi ridicat bani de la clinica unde s-a tratat artistul. Da, banii aceia, 8.000 de lei care au fost plătiți de Mățu Stoian pentru tratament, au fost restituiți domnului Gușman. Deci, în mormântarea, să nu zic că a fost făcută din resursele proprii, ci erau banii lui Mățu pe care i-a primit de la clinică. Da, cu ce drept a luat dumnealui? Domnul Gușman a făcut plata. Nu, plata a fost făcută de către Mățu acolo, dar banii au fost luați de către domnul Gușman, profitând de tupeul pe care îl are. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim foarte mult, doamna Obărșanu, pentru aceste informații. Mulțumesc și eu. Într-adevăr, sunt afirmații incendiare. Alături de noi se află avocatul Adrian Cuculis, cu care o să mai avem și un alt caz senzațional. Reacții neașteptate în cazul, în cazul Danei Roba, o să vedeți imediat. Ce părere ai de ce ai auzit? Da, o salut pe colega mea. Ce să zic, cazul Caracal oricum a fost un caz așa mega controversat. În primul rând că nu ai trupurile fetelor și te întorci puțin la Elodia și știi cum a fost condamnat Cioaca. Apropo, cred că Cioaca a ieșit între timp. Da. Și se ridică niște semne de întrebare serioase. Știam povestea asta cu telefonul, adică cine ar mai fi avut interes ulterior finalizării cercetării penale? Pentru că atunci faci percheziții informatice, etc., etc., etc. Deci cineva probabil că l-a mai deschis pe
unde o fi ajuns. Adică sunt câteva controverse acolo. Dar cea mai mare controversă este referitoare la lipsa corpurilor fetelor. Repet treaba asta. Apropo, Dincă m-a sunat din închisoare acum vreo 2 luni de zile. Dar numai cu avocați vorbește domnul Dincă. Pentru că l-am scos pe unul dintre colegii lui de celulă, care omul chiar era absolut nevinovat, adică fusese băgat la pușcărie pentru o faptă îngrozitoare. Am făcut o expertiză, în fine a ieșit că de fapt era nevinovat. Și când a aflat că l-am scos pe colegul lui de celulă, a zis, domnule, sun pe ăsta să-mi ia dosarul. Evident că nu l-aș fi luat de principiu dosarul absolut respectiv, dar el a încercat și a sunat. Deci Dincă, atenție că asta voiam să scot la, să scot în față, la înaintare, el încă mai încearcă cumva să mai facă ceva în dosarul respectiv, adică el spune în continuare el se vede scos, că el nu a făcut nimic, că fetele sunt traficate de niște persoane imaginare. Păi bă, dacă sunt traficate, spune-mi, persoana X a venit în data D, a fost dus acolo și mergi pe firul acesta. Sigur că este o prostie din punctul meu de vedere. În legătură cu ceea ce spunea doamna despre Petrică Mățu Stoian, că dosarul, în urma plângerii, adică unor obiecțiuni făcute de polițist, dosarul stă de 2 luni undeva și nu se mișcă nimic, aici ce se poate face? Păi, doamna avocat, cred că știe foarte bine că există posibilitatea să faci o cerere de tergiversare, de constatare a tergiversării procesului probabil penal. Probabil că se va face. Și atunci vor merge lucrurile pe direcția concretă. Și la Mățu Stoian acolo sunt multe semne de întrebare, cum a intrat în camera aia... Deși avea o vertizare medicală. Sunt multe întrebări. O să revenim cu domnul avocat Cuculis după pauză. Până atunci, însă, revenindu-și, Dana DJ Hara încearcă să mânuiască niște scovergi. Nu este chiar orice scovergă, Cristi, este scoverga Cristi Brancu. Deci, practic, ți-a făcut un portret în aluat și acum te-a băgat în ulei încins. Dar de când mă băgați voi pe în ulei încins fără să mă întrebați? Ați întrebat după scovergă dacă vrea să o cheme ca pe mine? Sincer, ne dorim de mult, dar acum am avut ocazia. Doamnelor și domnilor, vedeți, îi faci, îi crești și la un moment dat vin la tine în emisiune și vor să te bage în ulei încins. După publicitate, o să vedeți voi. Tu. Vezi că a ieșit foarte frumos. Mă rog, dar în ulei încins. Păi, nu vreți să te prăjești în altă parte? Nu mă prăjiți, lăsați-mă natural. În timpul în care dumneavoastră ați urmărit publicitatea, eu și cu domnul avocat Cuculis am urmărit puțină varză. Bine, foarte da, bine. Da, da. Foarte nu bine. Nu știam dacă să le spunem, că s-ar putea să le facem poftă și lor. Dar bună, domnișoara a servit, domnul Adrian s-a descurcat destul de bine. De asemenea, trebuie să înțelegeți că scoverga aia poartă numele meu, pentru că așa, uitați-vă cum arată. Deci este un fel de zâmbăreață. Are și niște urechi așa și puțin păr. Să vă fie rușine. Și zâmbet. Care vă mai chema pe la emisiune. Bine. Lasă că vedem noi. Până când se termină scovergile, domnișoara Daniela mai rămâne pe aici alături de noi. Trebuie să vă spunem că am convenit ieri împreună cu domnul avocat al lui Daniel Balaciu, încă soțul Danielei Roba, domnul Alain Rosian, care ne-a scris și a spus, domnule, vreau să ofer un drept la replică în legătură cu situația pe care Dana Roba a povestit-o la noi în emisiune. E vorba de faptul că, la un moment dat, pentru că exista înainte de acel incident o relație bună între bunica paternă și copii, să le lase pe cele două fetițe să meargă la bunică, unde copiii au povestit că au intrat în legătură cu tată. Lucru care, pentru Dana și pentru copii, din ce ne-a povestit Dana, a fost traumatizant. Cu atât mai mult cu cât copiii înțeleg că încep să spună ce au văzut în acea noapte. Domnul avocat trebuia să intre la ora 5, la ora 4:20 a zis că nu mai poate. Noi îl mai așteptăm și mâine, deși știți, chestia asta nu se face. Dar domnul a intrat să spună că Daniela Roba minte. Asta, domne, vreau să spun că minte, vreau să am un punct de vedere. O să luăm și mâine punctul de vedere. Pe de altă parte, dacă tot ne-am pornit și domnul avocat Cuculis a venit special pentru acest caz, se cuvine să facem alte precizări. Așa că alături de noi intră Lidia, sora Danei Roba, pentru un alt punct de vedere în legătură cu acest subiect. Îi mulțumim Lidiei pentru faptul că se află departe de țară și a avut timp să intre alături de noi. Să rămână, Lidia! M-aude Lidia? Ia vedeți dacă m-aude, că mă ascult. Bună! Alo, bună seara! M-ai auzit?
M-ai auzit? Acum vă aud. Bun. Lidia, îți mulțumesc foarte mult că intri alături de noi pentru a încerca să documentăm o dată în plus această poveste. Domnul avocat al lui Daniel Balaciu a dorit să intre pentru a spune că Dana minte în legătură cu experiența pe care, sau mă rog, cu experiența traumatizantă pe care au avut-o fetițele în momentul în care au vorbit cu tatăl lor. Care este situația acolo? Spune-mi cum vezi tu. Tu ești mamă a 5 copii, ești o femeie dedicată familiei, dar și o femeie matură care are un punct de vedere foarte argumentat. Cum stau lucrurile în acest moment? În primul rând, bună seara tuturor și vă mulțumesc frumos că am putut să intru în direct cu voi pentru sora mea. Bineînțeles că este traumatizant pentru fiecare copil care, știind situația, și fetele au văzut problema exact când sora mea a fost lovită, deci ele au văzut-o, pentru că ele ne-au povestit. Fetițele? Fetițele, da. Mi-e și rușine să cred că domnul avocat spune așa ceva. Vă spun sincer, fiind mamă, mie mi-e greu să cred că domnul avocat spune așa ceva, că nu este traumatizant pentru un copil să meargă să-l vadă pe tata lor în situația care este. Mă înțelegeți? Deci este foarte șocant. Fetele când au mers acolo și au văzut situația, ele au o vârstă destul de înaintată, au 6 ani. Ele nu le mai putem duce cu zăhărelul, să zic așa. Ele știu care este situația. Dar dacă dumnealui spune că nu este traumatizant pentru un copil de 6 ani să-și vadă tatăl după un geam și li se spună că este la doctor, iar ele se spună către mama lor că noi știm unde e tati, noi, mă înțelegeți? Da. Pe de altă parte, aș vrea să te întreb pe tine, domnul avocat? Da, sunt câteva lucruri pe care vreau să le precizez. Noi, în mod normal, ar trebui să ne exprimăm ca apărători doar pe baza unor probe pe care le avem. Eu, chiar dacă fac și psihologie cu clienții mei, că n-ai încotro, că absolut, este o activitate care implică stările emoționale sau o anumită stare emoțională a omului. Și atunci, eu ești și un soi de psiholog până la urmă. Eu aș include în cei 4-5 ani de zile, cum era pe vremuri, și psihologia ca ramură din partea asta a dreptului, dar e altă discuție. Noi ne exprimăm pe baza unor rapoarte medicale. Noi punem întrebări, procurorul pune întrebări și atunci specialistul, respectiv psihologul, trebuie să răspundă la această întrebare. Mă scuzați că vă întrerup, domnul avocat. Dumneavoastră aveți un raport medical acestor fetițe? Nu, cred că mă confund. La nivelul, da, la nivelul teoretic. Cred că m-a confundat, okay, doamna cu avocatul. Asta, adică auzit? Să clarificăm și Lidia, treaba asta. Lidia, domnul avocat este un observator neutru al cazului, nu e avocatul lui Daniel, da? A, ok, am înțeles. Da, tocmai e un avocat care... Îmi cer scuze. Că am simțit că... Tu trebuie să-mi spui dacă există o expertiză apropo de starea psihică a copiilor. Există? Deci așa trebuie să făcute lucrurile. Prima dată să ai un document și ulterior discuți. Că eu nu pot să vin și să spun, știi, copiii sunt afectați sau nu sunt afectați. Eu pot să-mi dau seama, nu știu, la modul general, dar nu pot să emit o asemenea părere. Încă ceva e și foarte important. Bun, dar dumneavoastră, în general, vă pun o întrebare, mă scuzați că vă întrerup. În general, copiii care își văd mama în balta de sânge, știind că tata lor i-o bătut-o în halul ăla. Deci el a intrat în cameră când ea practic se zbătea între viață și moarte. Ca și avocat, dumneavoastră, ce spuneți? Copiii aia rămân traumatizați sau nu? Nu, absolut. Și copilul în momentul acesta ar fi trebuit, sau copiii ar fi trebuit să fie... Că aici voiam să ajung. Aici voiam să ajung. Atenție, Maria Lidia. Da, am lăsat-o să... Da. Că, era întrebarea mai arzătoare la doamna decât ceea ce aveam eu de spus. Dar exact asta voiam să spun. Problema este în anchetă. Pentru că dacă tu ai o asemenea situație, eu nu știu ce Dumnezeu s-a întâmplat acolo, ce defazare s-a este dus să lovești, să-ți lovești femeia de lângă tine cu un ciocan în cap și să vrei să o omori până la urmă. Nu că la 8 lovituri este tentativă la omor. Dumnezeu a vrut să nu moară în toate ipostazele sau în toate ipotezele. Probabil că orice alt om ar fi decedat acolo în urma loviturilor. Și atunci, exact, prima dată trebuie să te asiguri că din punct de vedere psihologic, copilul ăla înainte să se ducă la penitenciar la taică-su sau să se ducă în
arestul preventiv la taicăsul sau să-l vadă pe taicăsul, este apt din punct de vedere emoțional. Deci cumva se răstoarnă situația, nu mă duc eu cu copilul și hai să vedem ce zice tata, nu, prima dată procurorul trebuie să dispună o expertiză și în cadrul acelei anchete, inclusiv de GASPC-ul care avea de luat măsuri aici, să-l decazi din drepturile părintei, să faci o anchetă psihoemoțională, să vezi cum stau lucrurile, de abia ulterior trebuia să ajungă să dea nas în nas cu taicăsul, adică cel care era deasupra pentru că maică-sii până la urmă cu un ciocan. Situația este fără niciun fel de dubiu, adică e clar că acest incident s-a întâmplat astfel. Lidia, te rog. Indiscutabil asta. Păi aici nici nu a fost întrebat de către mamă, dacă mama este de acord ca fetele să fie duse. Mă înțelegeți, de mama, sora mea era în comă când ele au fost duse la penitenciar la el. Deci nu a fost întrebat de nimeni. Ei pur și simplu, dacă fetele erau la ei, la părinții lui Daniel în grijă, ei au luat fetele și le-au dus la pușcărie la el. Vina statului. Deci vina statului. Vina statului, vina statului, nu vina familiei celeilalte. Ei și-au luat copiii și bă, mergem acolo. Nu, vina deci statului. Bunicii, mă scuzați că vă întrerup, bunicii trebuia să știe că este șocant pentru un copil să-și vadă părintele după o... Mă înțelegeți ce spun? Da, Lidia. Eu una. Doi, da. Te rog, zi. Pe de altă parte vreau să te întreb că ceea ce înțelegem de aici este că Daniel Balaciu încearcă cumva ori să se arate într-o altă lumină, să contraatace. Poți să-mi dai amănunte în legătură cu aceste lucruri? Prea multe amănunte nu pot să vă dau pentru că cazul este în desfășurare. Ancheta este și în decursul ei. Noi așteptăm să înceapă procesul. S-au încălcat de către familia lui, s-au încălcat foarte multe procese, care, adică demersuri care trebuiau așteptate de către anchetă să fie fiecare pas cu pas. Și pot să vă dau foarte multe detalii. Așteptăm și noi. Sperăm să fie decazul din drepturile părintești, pentru că nu e normal ce se întâmplă. Da. Nu e normal. Înainte de a încheia, pentru cei care cu siguranță urmăresc și din cealaltă parte, ca să știm exact, știi, domne, că poate a fost sau n-a fost, din surse medicale avem scrisoarea medicală semnată de domnul doctor Daniel Costea, în care scrie așa: Balaciu Daniel, adică ea, stare post-traumatism craniocerebral, plasă craniodurocerebrală, pneumoencefalie, multiple fracturi metacarpiene bilateral, fractură boltă craniană, fractură bază craniu, contuzii cerebrale bifrontale și temporale. Asta e realitatea de la care pornim. După aceea, că avem noi senzația că cineva ar trebui sau n-ar trebui, asta e o constatare a unui medic. De aici încolo, asta e o certitudine. Restul, că are sau n-are voie. Deci, Lidia, îți mulțumesc și te rog să asculti ce spune domnul avocat. Ce ar trebui să facă mama și ce ar trebui să înțeleagă tatăl acestor fetițe în acest caz? Aici nu mai vorbim despre o culpă. Când te duci și ai dat cu ciocanul cap de 8 ori, este o intenție directă, fără discuție. Probabil că pe om o să-l pască cel puțin, atenție, 10 ani de pușcărie. Da. Asta, mă rog, rămâne de stabilit în instanță. Dar eu am spus o chestiune foarte interesantă și importantă. Nu e dacă DGASPC-ul, care era singura instituție care era abilitată să dispună o decădere din drepturile părintei, sub ce formă să sesizeze instanța și să aducă argumentele astea. Dom'le, tatăl ăsta nu mai poate fi numit tată din punct de vedere legal. El trebuie să rămână cu obligațiile pe care le are față de copii, respectiv pensii de întreținere sau, mă rog, lucruri de genul acesta, dar nu mai poate fi numit tată în condițiile în care ce ar putea să le învețe. Dom'le, uite, așa trebuie să faci pe viitor. Deci asta este o obligație a statului și când statul eșuează în a-și face niște obligații din oficiu, familia, care în momentul de față este victimă cumva, cu toții sunt niște victime în dosarul acesta, pot sesiza protecția copilului în vederea deschiderii unei acțiuni în instanță. Nu-i fac plângere în vederea decăderii din drepturile părintești. Și ulterior, ăsta e un proces separat. Mulțumesc foarte mult, Adrian Cuculis. Mulțumesc, Lidia, pentru adăugire. Ar mai fi ceva mulțumesc de spus? 10 secunde. Cred că lucrurile sunt clarificate în acest moment. Îl așteptăm pe domnul avocat care astăzi a lipsit să intre mâine. Suntem o emisiune deschisă și în funcție de declarațiile pe care le are o să vedem unde ajungem și ce reacții apar ulterior. Toate bune, Lidia. Mulțumim domnului Cuculis. Mulțumesc și eu. Să ne fie de bine. La revedere, o zi bună. Și după pauză avem un cuplu care s-a reunit după o poveste absolut incredibilă. Stați cu noi, alte amănunte senzaționale.
răsturnare de situație, doamnelor și domnilor. Vă aduceți aminte că în emisiunea noastră, acum câteva săptămâni, cunoscuta jurnalistă și vedetă Ioana Popescu spunea că nu, niciodată a terminat cu soțul ei și că și-a găsit un grec. Ia să vedem. N-ai văzut în emisiunea sa, pe mine și pe Ionci, că nu ne potriveam. Deci chiar la testul întrebărilor ai văzut că nu... Păi nu, dar eu am crezut că de fapt asta este și ingredientul relației voastre, că voi nu vă potriviți, dar vă potriviți nepotrivindu-vă. Adică joaca asta vă ținea spiritul treaz. Nu, el nu face absolut nimic pentru ca să avem un cuiva al nostru. Tot timpul el pleacă în tot de delegați și de chestii, pe scurt. Eu nu am nicio treabă cu ce face el. Eu am casele mele, tu știi foarte bine, Cristi. El nu are nicio casă a lui și nici mașina lui pe numele lui personal, pe scurt. Și atunci eu i-am spus, la un moment dat, eu vreau să-mi iau o casă în Forien, vreau să-mi iau o casă la mare. Da, deci ce să fii casă tu la mare? Mai bine ne luăm noi la București. Zic, cum adică ne luăm noi? Tu ai bani? Păi nu, că ne luăm noi, că ne-am căsătorit, ne luăm pe numele nostru și eu îmi dau fiecare luni niște bani. Zic, stai puțin că nu-mi convine. Am mai multe viziuni, dar despre mine că posibil să fiu să mă mări cu un grec. N-am niciun fel de comentariu. Colegi, dați vă rog canapeaua pe care o avem aici. Bună seara, Ioana plus Ionci. Pare să fie egal love, că de asta sunt împreună. Bună seara, dragii mei, bună seara. Cum vine, dragă, chestia asta? Măi, eu tot timpul am făcut ce am simțit. Chiar dacă... Deci să zic că m-am certat cu cineva, gata. După care dacă am simțit că trebuie să mă împac sau că pur și simplu iar țin la acea persoană, m-am împăcat. Adică așa am fost eu. Nu pot să mint. Nu pot să am relații false, gen să duc așa într-o... Deși am frustrări sau supărări, să țin. Eu le scot, le manifest. Am înțeles. Deci v-ați împăcat? Acum suntem ok. Ne-am împăcat acum bine și aseară ne-am certat foarte rău, dar ideea este că... De câte ori vă despărțiți pe zi și cât de dulce e împăcarea, aș vrea să știu. Da, cred că e și o adrenalină aici, recunosc. V-am zis, dar nu mă credeți. Dar... procesul tehnologic de împăcare? Uite, de exemplu, el face și... Uite, de exemplu, acum spun pe scurt, acum și o chestie drăguță, pentru că tot i-am reproșat că se duce la hobby-urile lui, la treburile lui singur și a avut bunul simț să mă cheme într-un proiect de-a lui. Drept pentru care, uite... Ce hobby-uri ai, domnul, care ți se reproșează? O bilă albă. La mine, așa. Nu le pot spune hobby-uri. Sunt și cercetași și plec cu copiii, cu cercetașii pe munte sau în activități. Păi dacă vrea să fie cercetașă, iau. Nu, la asta se referă. Nu, se referă la o piesă de teatru pe care am jucat-o. El are 7000 de alte activități. Cercetașii că stă în cort și era să-l mănânce ursul, că nu știu ce, că se duce și cântă la cort. Nu vrei să te mănânce și pe tine ursul? Nu vreau și pe frigul ăsta nu mulțumesc. Deci, dar m-a luat într-adevăr și aici știți că e pasiunea mea, asta cu teatru și cu ce înseamnă legat de... Deci se poate. S-a deschis ușa. Dar după ce am făcut scandal. Vedeți că da, copilul care nu plânge nu primește așa. Și în rest erau anumite aspecte pe care le-ai spus cu foarte multă tărie acolo, că tu ai... Ea e proprietarea sa. Are case, mă înțelegi? Iar el nu-și dorește. Ce faci, mă, Ionci? Acum suntem ca la Mircea Radula din dragoste. De ce nu vrei casă? Am spus eu că nu vreau casă. Ia spune, Ionci, cum stă situația ta și ce... Nu am o casă a mea acum, proprietarul sunt. Dar vrei să ai? Păi vreau să am și discutat de treaba asta. Cine s-o plătească? O să vedem cum o să facem. Adică cum o să vedem, că așa, dacă mai stăm până la 90 de ani... În funcție de casă, în funcție de situația de atunci, o să vedem cum o să facem atunci. Așa, nu. Acum iar mă chirie, nu? Nu stau cu chirie. Nu, el stă în casa, pot să zic, sau nu știu. Da. În casa cuiva din familie, sau cum? Deci, una dintre fostele lui, deci una dintre... Mama copilului meu. Una dintre mamele copiilor lui, pentru că el are... Câți copii ai? Doi băieți. Să trăiască. Fă-i și tu. Mă mai gândesc, să vedem cum se comportă. Ai, Ioanu, că trece vremea, te știu de când erai copil. Uite, și mai era cazul acela cu o doamnă la 67 de ani a putut. Lasă că dacă Adriana Iliescu. Da. Nu ți-aș dori. Poate mai încoace un pic, da? Ideea este că, de ce el stă în casa, ca să-ți răspund la întrebare? În casa fostei soții? Dita mai... Nu, n-am fost căsătoriți. Mă rog, mamei copilului și... Și mai stă cu doi băieți acolo, da? În două camere mai stau. Cum adică încă doi băieți? Adică
sunt trei oameni care stau în două camere, nu? Eu cu fiii mei. Păi e cu băieții lui, mă. Păi și eu cum să stau acolo? Nu, nu, acolo nu e de stat, nu. O să mergem împreună. A, nu-i de stat, de trei ani nu-i de stat. Păi atunci trebuie să, la un moment dat, să te împarți. Dacă vrei să mai continui cu această distinsă domnișoară furtunoasă. Că ea e foarte... haina de pe ea e făcută de dânsa. După cum vedeți, s-a întors Ioana cu fața... Cred că a fost tot timpul cu fața către Dumnezeu. Scorpii Collection. Am înțeles. A deraiat ea într-o anumită perioadă, dar cu fața către Dumnezeu cred că a fost și atunci când era o oiță rătăcită. Tot timpul. Bun. Pe de altă parte, tu... Care au fost motivele pentru care la un moment dat ai zis nu și acum ai zis da? Niciodată n-am spus nu. Ai, ea și-a luat drumul. Nu, a fost altceva. Eu sunt catolic, sunt practicant și acasă mă pot împărtăși. Trebuie să fiu căsătorit cu femeia cu care stau în casă. Și am zis că la să biserică. Mă lase să stau, adică să stau, să nu stau cu ea, să mă lase să stau singur până când ne căsătorim și după când ne căsătorim să stăm la casa noastră. Asta a fost, de fapt, discuția inițială. De acolo tot a venit și a început să spună între că nu vreau timp, eu. Da. Între timp s-au scumpit toate lucrurile. Între timp eu trebuie să mă ocup singură de anumite chestii. Știți că a murit și mama și trebuie să mă ocup singură. Iar el oricum plătește pentru că e vilă unde stau ei, dar ei nu folosesc decât parterul și ei plătesc o tonă de bani. Cât plătești tu? 30 de milioane pe lună. 20 de milioane vin gazele așa. Prima, iarna, când și noi plătim fiecare separat o tonă de bani oamenilor. Deci nu e normal. Deci să plătești așa și să stai și separat. Închiriază-ți casele și găsești nu, poziția asta și spus că n-am făcut succesiune. Vom face o socoteală și vom vedea care e cea mai bună variantă ca să ne mutăm împreună. Da, deci, adică... Înțeleg că trebuie să mergeți în fața lui Dumnezeu ca toate lucrurile să se rezolvă. Până una alta se rezolvă cu actele. Ai... Păi și de ce nu se rezolvă, dragă? Trebuie un avocat. Nu. Mai sunt pretendenți? Nu. Este totul foarte simplu, numai că am fost și eu plecată și mi-am văzut de ale mele puțin ca să mă relaxez cu capul, pentru că așa mi-a sugerat una dintre... Și ce faci tu când îți vezi de ale tale? M-am dus prin Grecia și m-am relaxat și pentru că aveam puțin și o luam rasna. Și oricum notarii și avocații mei mi-au spus că oricum sunt și ei în vacanță, drept pentru care să revin în toamnă. Te-ai dus în Grecia, foarte frumos. Și acum sunt pe cale să rezolv. Ești încet, încet. Bun. Da. Cum, cine a făcut primul pas? Cum s-a produs această împăcare? Că recunosc că eu am văzut la premiile Radar de Media să stau ca doi porumbei, într-un colț. Am așteptat să văd ce va arăta destinul și uite, o săptămână mai târziu, tatam! Un porumbel mai auriu, mai mic și un porumbel mai mare, mai ungur. Da, eram într-adevăr... Bă, noi suntem, nu te pune, că porumbelul ungur este mândru! Nu e așa orice fel de porumbel, păstram decența, da? Păstram decența, pentru că totdeauna... Cine a făcut, dragă, primul pas? Păi eu i-am spus... Apropo de decență, v-am văzut și în filme tari, pe site, adică da. în revistele mondene, dar aici nu vreau să intru. Ideea este că, oricum, eu aveam invitația de la Claudiu, care a organizat... gala din primăvară și oricum el știa de eveniment și m-a și întrebat, deși eram certați, rămâne valabil? Acolo v-ați împăcat că v-ați văzut și... Nu, noi mai vorbim, adică el în fiecare zi, de exemplu, uite, e un lucru bun și ar trebui chiar toți bărbații din lumea asta să facă așa, chiar dacă sunt certați cu soțiile iubitele lor. Uite, el îmi spune, într-adevăr, în fiecare zi de dimineață, te iubesc, o zi binecuvântată să ai. Frumos, ce să zic. Păi, chiar dacă aș fi super supărată, n-ai cum dar să voi nu. Și înoptați împreună sau turma cu băieții tăi? Foarte nu, întotdeauna. Nu, foarte rar. În ultima vreme, nu. Acum, ce vrei să mint? Câți ani au băieți? E cel mare 34 și cel mic 23. Păi, dar poate să stai singure într-o noapte când, mă înțelegi, ar trebui singure să consumi și tu anii tinereții, nu? Singure are băiat de 30 de ani, Adriane, să-mi dau două palme. Așa, zi. Ar trebui singure să aibă și casele lor, sincer, acum, nu să stea... Băieții sunt cel mic e casa mamei lui, nu? Nu, dar ei sunt lucrează? Da, da, cel mare lucrează la spitalul Elias și cel mic la o firmă de mobilier. Na, muncesc băieții, nu? N-am ai și tu un loc de muncă, nu? Da, am și. Unde? În cosmetică.
Adică produse pentru saloane de înfrumusețare. Ai, tu te duci și le vinzi cumva, le propui. Da. Am înțeles. Da. Ce vrei, dragă? Ce-ți dorești tu de la viață? Ce vrei să tu? Să vină într-o zi să zică, uite, draga mea, nu știu ce am făcut, de uite, am cumpărat un apartament, tu fă ce vrei cu casele pe care le ai, dar am apartamentul ăsta, eu l-am cumpărat, stai aici. Da? Asta vreau. Nu să mă stresez eu, asta vreau. Uite, jur pe cea mai sfânt că dacă ar face asta, nu m-aș mai certa niciodată, n-aș mai comenta, n-aș mai zice. Dar trebuie să vă căsătoriți, că se pleacă omul, lasă de la că nu-i problemă, imediat a doua zi. Păi știi n-auzi că așa zice religia, ele practicant, trebuie să te ia de mână, să te ducă în fața lui Dumnezeu, te-a luat și după aceea te duce la apartamentul ăla, nu? Aproape, cam în... Deci crezi că din cauza apartamentului nu te ia? Nu-l mai apăra, lasă-mă că știu eu. Nu, e, nu mai contează. Ideea e că oricum tu o să fii nașul meu, chiar dacă nu mai sunt cu el, dacă vrei, bineînțeles. Când o să am 70 de ani, tu o să ai 75, nu s-o bă. Și eu voi fi foarte bine. Important e să știu de ce sunt acolo. De ce vă împăcați? Are părți foarte bune. Are și părți foarte bune. Cum bărbații din ziua de azi, mulți, nu zic, Doamne ferește, persoanele de față sau cei care se uită la noi, nu, poate sunt perfecți și ei. Dar el are niște delicatețe. Dar și el nu-ți înțelege nebuniile tale? Nu înțelege, culmea înțelege și un om foarte elegant și delicat și așa, dar are niște chestii. Cum tu n-ai avut foarte mulți? La mine niciodată n-a fost unul perfect. Poate sunt eu prea... Deci eu care sunt plină de imperfecții. Uite-o pe Popescă, joacă și ea în piesă. Da. Ce ai făcut? Uite, sunt țiganca, sunt Roma, mă rog, care le ghicește de fapt adevărul celor trei. Este un fel de remake după Tachi, Anche și Cadăr. Zi tu, Ionci. Deci, mă rog, piesă care... Și tu cine ești? Ele, eu sunt unguru, bineînțeles. Este Ioșca, Sică și Mitică, eu sunt Ioșca, unguru. Deci eu sunt în mijloc unguru, în dreapta este românul și în stânga... Eu sunt sultana, ghicitoarea care le, de fapt le spune adevărul. Aici am jucat la Teatru Evresc de stat și am avut și turneu, un mini-turneu și o să mai avem, nu? Cred că mai avem după aceea în alte orașe. Actor amator, cum ar fi, nu? Sau... Da, amator. Pe așa ne-am și cunoscut. Așa v-ați cunoscut? Așa ne-am cunoscut, da. Eu făceam un casting ca să... un fel de piesă după 7 ani de căsnicie și o prietenă de-a mea mi-a recomandat 2 tipi, între care domnul Neguț, care, mă rog, nu se vede, uite, celălalt, și pe el. Și uite că așa s-a întâmplat, 6-7 ani erau, sunt de atunci. Și auzi, după aia... Eu auzisem la un moment dat că Ionci era prezentat ca fiind soțul tău. Dar era așa o figură de stil, nu? Că nu erați, vă erați luați. Adică da, la... Da, trebuie să te duci în fața lui Dumnezeu sau poți să dai o hârtiuță frumos la bună ziua, oficiul de stare civilă și eu. Noi și avem eu... o problemă cu chestia asta, cu biserica. Deci eu vreau, tot timpul am insistat și asta e un alt motiv să mă cer cu el. Eu vreau la ortodoxi să facem. El nu vrea la ortodoxi. Nu, el vrea nu, la greșit, catolici. Negreșit. Eu am zis că mă duc la ortodoxi să fac nunta, numai că catolici. Ei vor neapărat să trec la religia, religia da, ortodoxă. Așa este. Nu pot să rămân catolic. La noi la catolic se poate face nunta, ea ortodoxă, eu catolic, să ne cununăm catolic, ea poate să rămână ortodoxă și rămân. Eu nu vreau să trec catolic. Peste ortodoxismul meu și cu asta basta. Dar nu se poate face... Hai să ne împăcăm cumva. Păi, fă-le și ajut... acolo și acolo, zilul părintele, să-ți facă și o slujbă acolo la ortodox, ca să fii tu bine cu Doamne, Doamne, și prea fericit tu să te aibă în oastea lui și du-te așa. Că ei vezi, uite, ei te primesc dincolo. Dacă îmi permiteți. Dar ați încercat, poate există vreo derogare, că atâtea lucruri se pot face. Vorbesc cu părintele Ciprian, care m-a mai ajutat de câteva ori, dacă îl știți. De la Paraclis? Da, este asistentul, cum ar veni, cel mai așa, cu lui... Da. Și care m-a ajutat și când am plecat în Anglia pe motocicletă și mi-a mai... Cu ce te-a ajutat părintele când ai plecat pe Anglia pe motocicletă? M-a ținut de mână și mi-a spus ai grijă la stația de benzină. Și chiar înainte de asta eram cu Mihai Ogășanu, așa. Să facem și accident și după aia am rămas și fără bani chiar la în Belgia, la Bruj. Deci omul, mă rog, Sfântul Părinte mi-a zis, a fi atent. Deci Dumnezeu se chinuiește cu tine, se chinuiește. Și eu... Băi, undeva trebuie să întâlnim, la mijloc trebuie să fie treaba asta la un moment dat, nu? Uite, am pus și cruci pe mine, ce să mai zic acum? Dar nu știu, da, Ionci, am observat, ai pus chiar vreo 4 cruci, să fie clară treaba. Altceva vreau să te întreb. Deci te întorci pentru că el are părți foarte bune. Da, și pentru că ceilalți bărbați cu care am mai încercat recunosc acum... Da, Grecu...
Asta voiam să spun. E foarte, foarte ciudată discuția, pentru că îmi pare foarte rău că nu vreau să-l supăr sau ceva pe Ioncii. A existat Ioncii. Grecul? Evident, a existat și există. Ioncii, a apărut un grec. Intră în scenă grec. N-a murit, deși a fost mare furtună acolo. Nici bine nu i-a fost, așa? Bine, și ce să spun? Ce să spun? Păi s-a terminat că te-ai împăcat cu el. Mai vorbim pe WhatsApp. Poporul maghiar nu trece peste chestii de genul ăsta, da? Tu l-ai, domne. Eu cred că este Ioncilos. Aia e treaba. Deci? Nu aș vrea să dau foarte mult detalii, că e urât, știi? Adică el auzi, există sau inventează ea grecul ăsta? L-ai văzut? Asta a spus, e Ioncilos. Eu i-am spus să vină prima dată în Grecia și n-a vrut să vină cu mine. Și ce vreau să-l confrunți cu omul ăla, băi? Nici chiar așa, că erați despărțiți, dar pe de altă parte și cu grecul, de ce nu n-am fost cu finalizare de relație? Că e foarte departe, adică nu că e departe, fapt, e un oraș. Dar e mai cald la ei, e frumos. E foarte drăguț, da. Faza este că relațiile la depărtare, și am mai avut o singură dată o experiență de genul ăsta, nu prea merg. Și... Na, nu... Trebuie să e greu. Ne luăm la revedere de la distinsii noștri invitați. Cât despre mâncarea lui Adrian, ea deja a fost posedată. Cam atât a mai rămas din varză. Mulțumim foarte mult. Mulțumesc și eu. Invităm și pe ei, că la așa discuție cred miroase că... de leșine aici, vreau să vă zic, stimați spectatori. Aveți grijă ce vă doriți, că s-ar putea să vi se întâmple. Ioana plus Ionci egal love. Danici... Deocamdată. Mâine o mai vedea. Mulțumim foarte mult. Rămâneți cu Focus pentru cele mai importante știri ale zilei. Noi ne vedem mâine în direct și în reluare. Să fim bine! Program disponibil pe primaplay.ro.